Am votat în dimineața asta pentru oameni competenți, pentru oameni integri, pentru oameni muncitori, atât pentru alegerile locale, cât și pentru europarlamentare. Și acesta e mesajul meu principal. Oameni buni, haideți la vot. Sunt convins că vă interesează cine o să vă administreze la nivel local, pentru că sunt oamenii cei mai aproape de dumneavoastră. Dar nu uitați că avem și alegerile europarlamentare și să iau foarte multe decizii la nivel european care vă impactează și ne impactează direct. Și nu-i tot una pe cine trimitem acolo. Dacă nu trimitem oameni competenți, dacă nu trimitem oameni care să ne reprezinte cu demnitate acolo și care să știe despre ce vorbesc, care nu se duc acolo doar pentru sinecuri politice, o să ne plângem iar în următorii 5 ani că România e ținută deoparte în Uniunea Europeană, că românii care lucrează în alte state membre din Uniunea Europeană nu sunt susținuți. Deci ieșiți la vot, votați pentru primar, votați pentru președintele Consiliului Județean, pentru Consiliul Local, pentru Consiliul Județean, dar nu uitați să votați și pentru alegerile europarlamentare. Din păcate, nu s-a discutat suficient în această campanie despre subiectul acesta, dar aveți încă timp în cursul zilei de astăzi să vă interesați, să aveți o opțiune și votați. Votați pentru viitorul dumneavoastră, de fapt, și de fapt nici măcar nu-i vorba despre viitor, e vorba despre prezent, despre ceea ce se va întâmpla în următorii 5 ani. Deci, haideți cât mai mulți la vot în cursul zilei de astăzi, pentru oameni integri, pentru oameni muncitori și pentru oameni fermi. Mulțumesc! Având în vedere că nu aveți candidat la președinția Consiliului Județean Sălaj, cu cine ați mers? Ei, acum am mers și acolo cu oameni care, cu un om care știu că cunoaște județul și care știu care proiecte pentru județ. Am votat la toate, fiți liniștit. Am votat azi, mi-am exercitat în fond și la urma urmei dreptul fundamental de a alege, atât pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru președinția Consiliului Județean, Consiliul Județean, municipiul, Primăria Municipiului Zalău și Consiliul Județean, Consiliul Local al Municipiului Zalău. Alegerea pe care am făcut-o astăzi este foarte simplă. Am ales patrioți în funcții publice, am ales pentru schimbare în mai bine, în România, în Zalău și în județ. Și îndemn cu această ocazie și pe românii care ne urmăresc să-și exercite acest drept fundamental pe care l-au, pentru că în fond și la urma urmei, exact cum spune și Constituția, în articolul 2, suveranitatea aparține poporului, care o exercită fie prin referendum, fie prin reprezentanți aleși în alegeri libere, corecte și periodice. Au această șansă odată la 4 ani sau la 5 ani de a-și alege reprezentanți în alegeri libere, corecte și periodice. Prin urmare, îndemn pe această ocazie, cu această ocazie românii, indiferent unde ar fi, să își exercite acest drept fundamental la vot. Am votat astăzi pentru un parteneriat corect și constructiv între Primăria Municipiului Zalău și Consiliul Județean. Am dat votul meu astăzi pentru o echipă care știe și poate să dezvolte orașul și județul în care trăim. Și am votat de asemenea pentru ca zălăoanii și sălăjenii să-și găsească un rost aici acasă, pentru majorarea pensiilor, a salariilor și pentru ca munca românilor să fie plătită în țara lor ca și în orice țară din Uniunea Europeană. Mă bucur că sunt în ziua de astăzi în locul acesta, unde mi-am putut exercita dreptul constituțional, dreptul de a vota și invit pe toți românii, pe toți zălăoanii să vină astăzi să-și exercite dreptul de a vota. Am votat pentru schimbare, am votat pentru o îmbunătățire a vieții politice, am votat pentru înnoire a politicienilor din Zalău, am votat cu dorința și cu speranța că va fi mai bine pentru Zalău și cu speranța că va fi mai bine pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute pe toți! Am votat pentru un Zalău curat, am votat pentru un Zalău verde, am votat pentru un Zalău în care și cartierele sunt importante, la fel ca bulevardul din centrul orașului. Am votat pentru un Zalău în care tinerii sunt valorizați,
în care tinerii au oportunități. Am votat într-un Zalău în care mediul de afaceri este consultat, nu doar li se cer bani, taxe și impozite. Am votat pentru un Zalău în care știm să stabilim prioritățile și înainte de a face statui sau alte proiecte fandosite, trebuie să facem trotuare, trebuie să investim în educație, trebuie să investim în drumuri și în alte obiective de importanță pentru cetățeni și pentru o calitate a vieții mai bună în oraș. Mergeți și voi la vot!